că îl vedem. Sau X și... plus Y, că e și X și Y. Și de aici și relația X plus Y se vede. Deci, făcut o figură corectă, ești problemă și jumătate rezolvată. Da, problema este da. Și chiar dacă nu notați cu X, să zicem că nu erau inspirați, domnul profesor. Da. Dacă ați văzut măsura lui D-O... Deci cum mă duceam eu? Lui D-O-C. D-O-C? D-O-C. Mă uitam. D-O-E plus C-O-E. Aha. După aceea A-O-E, iar D-O-E. Puneți O acolo, domnul profesor. Da. Puneți O. Da. D-O-E plus celălalt de sus. Păi ia stai să fructific eu asta. Au unghiul ăsta, D-O-E comun. Deci aici plecam, din ce mi se dă întotdeauna și scriu, băi, ce văd, ce văd, din ce mi se spune. Și plec și de aici. Se vede porțiunea comună. Exact, comună. Da. Sigur că da. Deci, dacă te duci pe figură și faci ceea ce am făcut eu pe desenul ăsta, e și mai ușor. E și mai ușor. Deci, relațiile se văd foarte repede acum. Adică ăsta, 2x plus un y, este ăsta, vedeți? Da. 2x plus un y. E la de 70. Da. E unghiul de 70. 70. Și 2y plus un x. 2y plus 70. Egal 70. Și 2y plus un x. 2y plus un x. 80. 80. Și gata problema. Și gata problema. Le adunăm. Ați înțeles? 3y plus 3x. E foarte fain așa. Da? 3y plus 3x. Egal cu 150. Prin 3 și vine y plus x. 50. Egal cu 50 grade. Uite. Și vă ieșit Z-ul. Corect. Da? Z-ul. Da, da, da. D-O-E-ul ăla era X plus Y. Da? Știi cum? Vezi, Daria, e aceeași figură. Practic nu trebuia să socotim 80 de grade, să punem, să facem altă figură, să măsurăm, să pierdem la 40 și îți vinea peste el și să ce faci tu. Să-l măsuri pe celălalt. Dincolo e așa. Nu. Timp pierdut. De-aia ai pierdut timp mult. Enorm de mult. Deci pur și simplu doar atât, faci figura corectă, nu te duci pe cazuri particulare, când îți două unghiuri adiacente, nu sunt congruente. Două unghiuri adiacente, unul așa și unul mai mare, vecine. Și la tăra comună e o trei. Comună, mai mers așa. Niciodată nu merg, așa am învățat-o prin Bernardo, profesor, și eu țin în minte până la clasa 8, așa cum a ține minte. Niciodată nu merg pe caz particular, niciodată, adică te păcălește când zice nu aparține lui AB, nu-l pune niciodată la mijloc. Asta. Când zice adiacente, nu pune niciodată OB la mijloc, să fie congruente. Deci este esențial să că figura particulară te duce pe niște... În eroare. Niște eroare. În eroare, da. Vă zic să nu am niciodată că niciodată. Poate ne înșele foarte mult. Foarte exact. Ăsta e motivul. Te înșeală, vezi tu unghiurile cele. Uite că tu ai și reacționat. Da, o zis. Ăsta, cât ăsta? E ca... cu Y. Da. Pentru că se vede așa, da. Ce clar. Ce... Puteai să te cerți cu mine, mă rog, da, întrebarea întotdeauna să pune de unde, știi? Trebuie să demonstrezi asta, nu că da, se vede pe film. Dar dacă e făcut chiar așa, aici se vede. X-ul față de Y nu poate să fie. Da. Normal. Exact. Nu mai e sare. Dar se vede că D-O-E e comun. Asta se vede, da, când citim cele două unghiuri care ni se dau. D-O-E, când zice ăsta și pe mâna ăsta. Ăsta se vede că aia e comun. Asta e și într-o parte și în altă. Și vă sare în ochi. Faptul că aia e biseptoare, gata, X, Y, Y, Y și imediat vă ajută. Știi cum se făcea... Problema asta n-avea ce face cu ea. 3-5 minute. Exact. Așa se făcea. Problema așa se mai avem. Da, exact, domnule. Da, una mai avem. Dar notația și figura corect, X, Y, Y, făcut pe desen, nu, profesor, nu te ceartă deloc, dacă chiar din desen fructifici totul. Sigur că da. X, X, Y, Y, nu ceartă. X plus Y. Nu, nu. Dacă pui X-urile pe corect pe desen? Pe desen nu, dar dacă facem doar desen. Dar O, D, A, da, da, bine, dar trebuie să explici un pic, O, D, bisectoare, că... Da. Când ai pus XX, ai reacționat că e bisectoare. El n-are voie să te depuntezi. N-are voie să te depuntezi pentru asta, corect? Deci tu te duci pe urmă și pui relațiile care sunt X plus Y, când odată 50 sau 2X. Dacă te capi relații direct, nu te depunta. Nu, nicio clipă. Că aici nu-i interesat să explicitezi bisectoarea, să vezi dacă știi. El când ai pus XX, și-o dat seama profesorul că te-ai explicitat bisectoarea. Implicit tu ai făcut asta. Deci ai spus că... Exact, am spus eu XX. Nu știai tu spui XX, dar nu știai că bisectoarea face asta. Tocmai. Deci nu, când da? Corectez profesorul, când corectează, vede X, X, Y, Y și așa. Înseamnă că ai reacționat corect. Știu că trebuie să scrieți și că domnul profesor zice la fel, redactarea. Nu zic tot dar timpul, situația. Dar când ești la lucrare și dacă dorești să câștigi mult timp, ai făcut figura așa și te-ai făcut notațiile acestea, ai dat relații și te punctează categoria cu notă maximă. Categoria, nu discutăm. Deci problema așa este. Asta n-ai făcut-o de loc, Dania? Da. Am făcut ceva la ea, numai că n-am mai avut timp să scad o chestie. Deci un punct de acolo și asta e de un punct. Hai să vedem.
Eu dou, ia, ia. Deci, da. În triunghiul să știe la ABC. Triunghiul ABC îi să știe. Ipoteză. Triunghiul ABC îi să știe. Ce? Îi să știe. AB egal cu 8. Știi cum e? Deci, în paranteză punem ABC egal cu 8. Egal cu AB egal cu AC. Și AB... Ei, a scris triunghiul OB. ABC, vă spuneți. Nu vezi bine, Gabriel, la tablă? Nu, am văzut bine, dar nu știu, am văzut patru ori și am crezut că am întrebat dacă e bine triunghi. Ca să am ăla, așa e. Da, triunghi. Da, triunghi. Triunghiul ABC. Știam că e triunghi, dar am crezut că era unghi și ați lipit. Nu, e triunghiul ABC. A, tu te gândeai așa. Da, așa am văzut eu. Nu, triunghi. Triunghiul ABC. AB egal cu 8 cm. Deci ABC e isoscel, AB egal cu 8 cm, crezi că o scris AB egal cu AC, asta înseamnă că e isoscel. Da. Considerăm M mijlocul laturii AC. M aparține lui AC, AC. Așa, încât. Așa încât segmentul AC, așa încât AM egal cu MC. Mijlocul lui, nu o să fie un cuvânt din mijlocul lui AC, am zis AM egal cu MC. Bine. Dacă perimetrul triunghiului ABM, perimetrul triunghiului. Perimetrul triunghiului ABM. ABM. Este 19 cm. Și cel și perimetrul triunghiului MBC e 17. MBC egal cu 17 cm. Să calculăm în concluzie. Perimetrul triunghiului ABC. Asta a fost o problemă foarte ușoară. Da, ABC. A, B. Cât ai făcut tu ca să-mi dau seama? Deci, uitați. Ai făcut filmul? Mai deci, vezi că acolo, domn profesor, eu am scris și jos, ne-a spus că AB1 nu este baza. Deci ne-a spus că a uitat să pună... Deci AB nu este baza, înseamnă că e BC. Da, BC este baza. Da. Și atunci eu am început să fac AB-ul și AC-ul, care sunt 8 cm, pentru că așa mi se spunea. Deci AB-ul și AC-ul sunt 8 cm. Uite așa, laturile egale. Și pentru că nu mi se întâmplă BC, nu prea am ținut cont de BC, pentru că nu aveam BC. Așa ai făcut triunghiul, ABC, da? Da? Bun. Și apoi spune că M aparține lui AC, așa că l-am pus pe AC. Da. Nu oricum, la mijloc. Da, la mijloc. Da. Adică la patru... Pe AC, pe AC. Pe AC. La mijlocul lui AC. Așa. Și apoi mi se spune, uitați așa. Că perimetru... Mi se spune că perimetrul lui ABM, care este ABM, puteți să... Puteți faceți cu altă culoare? Da. Și ștergeți lunga aia, domnul, pe care ați făcut-o. Asta de aici. Da. Să faceți cu altă culoare, ca să fie mai ușor așa. Este cu unde vă să-și fac un liniu, din ce? Da, știi din ce eu făcut domnul profesor? Exact. Ca să desenez triunghiul echilateral. Și acum dacă luați o altă culoare, se vede mult mai bine. Bine, așa. Așa mă scoare, da. Și perimetrul lui MBC este 17. Ei, ce am făcut eu? După ce am făcut acestea culori diferite, mi-am dat seama că acestea fac triunghiul. Așa că le-am adunat, am spus perimetrul triunghiului ABM plus perimetrul triunghiului MBC. ABM. Este egal cu 19 cm 17 cm triunghiului MBC. Da. Este egal cu 19 cm 17 cm. Adică este egal cu 36 cm. Și egal cu 36 cm. Bun. Dar aceste triunghiuri sunt formate din AB plus AM plus MB. Deci pentru primul, da? Da. AM. AM. AB, da. Plus AM, plus MB și al doi, puteți să le puneți în paranteză, că e mai da. Și în plus, în continuare, n-ai pus? Așa. Da, plus, stați, după puteți să vă dați așa, plus MB, MB, BC și MC. Și face 36, da? Da, și eu am văzut că sunt două de MB, adică sunt două laturi MB. Da, da. Să punem și ce știm, că AB și AC nu știm, e 8. Păi da. Deci, adică AB este 8 cm plus egal AM cu AC și egal cu 8. AB egal cu AC și egal cu 8. Bun. Și atunci eu am, deci o să scriu AB plus... Adică 8. Da. 8 plus... 8 plus AM, care da. O să-l las așa. Da, cât e 8 AM? Că știm, e la mijlocul lui AC. 4 era de 8. 4. Ah, da, 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 da. 4. Plus 4. Mă gândeam că e MB. Plus MB, care îl las așa momentan. Da. Plus MB.
Plus, din OMB, deci o să fie 2MB. Bun, de 2MB aici, da. Plus BC-ul care îl știm. Nu știm. Nu, BC. Plus BC. Plus MC care este 4 cm, plus 4. Plus 4. Și este la 36. Și o să facem de 2... Nu, da, de 2MB. Da, de 2MB. Nu, da, așa. 2MB. Plus M, plus BC. Plus de 2 ori, egal, adică egal cu 36 minus 16 și este egal cu 20. Da. Și atunci eu am observat. Am observat. Când ai scris? Ce? Da. Ce ai scris? Da. 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 Măcar un punct de jumătate. Și atunci eu am scris că MB. Da. Eu am văzut că MB este egal cu BC, adică din figură și din... Adică, nu știu. MB egal cu? MC. Nu am voie. MB egal cu? MC. Cu BC? BC, da. Bine, deci n-am mai făcut, că n-am mai putut, dar... Deci adică, așa ceva, nu. Deci nu. Bun, cu ce făceai tu, David, în continuare? Dar tu, Daria, ce-i fi făcut în continuare dacă aveai timp? Eu n-am făcut, dacă cred eu ce-aș fi făcut tu în continuare. Dacă aveai timp. Eu încă n-am făcut cu treu, da? Da. Aș fi împărțit păi, la doi. Păi, dar n-ai voie să pasi peste tot, că n-ai doi aici. Nu poți să-ți urcă doi în parcă. Să vedem. Atenție! E foarte important să se zicem asta, nu te trecem ușor peste ea. Deci dacă ai fost tot doi, dăm pe doi în factor comun și nu împărțim prin doi. Numai 2 este numai la terminul ăsta. Păi, am să-ți scuză, în parcă de acolo și venea MB plus BC egal cu 10. Păi, vezi? Asta e grav. Să nu văd cumva să mă... Deci rămâne litere de lege. De momentul în care simplifici fracția, trebuie să simplifici peste tot. Se împați pe 2 la toți termeni. Altfel spus, scoți pe 2 în factor comun. Și pe urmă împărți. Păi acolo n-ar fi unghiul MBC și încă un MB? Unghiul M? MBC. Unghiul MBC. Ce? Asta de aici, da? Da. Nu uitați toți unghiurile, pentru că nu mai se dă lungimile, centimetri. Păi să vedem, 2M... Deci ni se cere perimetru, nu se ni se cere să aflăm pe BC. La mărime, da? Perimetru. Păi știm cât este AMB? Care? AMB. Perimetru știm. A, M. Da. Perimetru știm, dar. M, B. Puneți pe figura aia, 8, aia, 4, domn profesor. Că asta e 8. 8, aia, 4. 4. 4. Și perimetrul ăsta? Nu. Și 4, MC. MC-ul, 4. MC, MC, 4, da. Așa. Așa. Asta e tot ce știm, David. Și perimetrul ăla de sus și perimetrul ăla de jos. Îl știm. A, deci știu cât e A, M, B. A, M, B, ca perimetru. Da. 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 Cât? 19, uite, 19, uite, scrie. Păi dacă ăla este 19, plus MBC, plus... Ia, din 19 o să scad 8 și 4. Da. Păi da, pe BB. Bun, am făcut și mi-am dat seama. Deci perimetrul lui ABM, perimetrul triunghiului ABM, este egal cu... 8 plus 4 plus MB. Și egal cu 19. Și egal cu 19. De aici iese MB-ul. Deci MB va fi egal cu 19 minus 12. 7. Bun. Ați aflat MB. Păi dacă am aflat pe MB de aici ușor. O să rămânem în relația MBC egal cu 17. Da, chiar în ultima, ca să aflăm de BC. Și o să scădem din 7, o să fie 7 plus 4, plus... Din relația la care am muncit. Deci perimetrul, acum, pe de altă parte știm că perimetrul triunghiului MBC, da? MBC, este BM plus BC plus MC. Și egal mai departe, BM care am aflat-o 7, plus 4, plus BC. Și egal cu 17. Egal cu 17. De unde îți face pe BC? Că egal cu 6. 6 de perimetrul lui ABC. Ia de cât dă. Perimetrul triunghiului ABC
C. Egal cu latura AB plus AC plus BC. Și este egal 2 ori 8 plus 6. 2 ori 8 plus 6, corect. Și cât da? 2 ori 8 plus? Și de 22. 6. Și egal cu 22. 22. Și pot da la copiii tăi? Da, da, 22. Le dau unii, la unii le-a dat 24, la unii. Da. Ai terminat? Fără deci, practic. Tot fix. Este că nu, a fost bine drămuită. Da, da. Deci bine drămuită, nu, și pentru Asuran. Bine, dar cel mai greu a fost 2 secunde. Pentru Asuran, de exemplu, noi am făcut direct pe tablă, da? Ușor. Ei bine, eu ar trebui să o gândesc pe ciornă și apoi să o transcriu special pe foaie. Nu, nu contează, mami. Nu contează. Nu contează, scuze. Nu. Deci problema, n-am și discut. Asta este o chestie care ți-ar putea. Aș cerința. Da. Eu mă mai știu, mă. Ce trebuia? Trebuia să scriu cerința pe foaie. Adică să scrie asta încă o dată? Adică nu, să scrie ipoteza asta și concluzia cum am scris noi. De exemplu, la primele 5 am scris cerința. Când am văzut că nu mai am timp, la 6 nu am scris cerința. Nu mai contează, mamă, dacă ai scris sau nu ai scris. Știi că era un, se pierde timp. Era un test care se putea face în 50 minute, de nota 10 curaj. Nu a primit de dificultate. De ce avea? Doamne, ferește nimic de dificultate, nu. Dar ce meu de vedere? 5 a fost mai ciudat. 5B-ul mai... 5B-ul, da, din cum să zicem acolo. Asta și-am să fac. Nu, Daria, hai să vedem în continuare. Aici cu mințele clasă. Aici jumătate de punct îți dăm, mamă, așa că ca putea să iei 50 dacă... Cum nu îți dă? Dacă ai scris, ai făcut desenul și ai scris până acolo, îți dăm. N-am terminat. Nu contează. Eu insist aici, Daria, și te-aș ruga să fii atentă, să fii critică cu tine. Că dacă ești tolerantă și ești îngăduitoare cu tine și să găsești scuze, nu facem progres. Sigur că da. Deci este o chestie foarte importantă când discutăm așa ceva. Dacă tu ai, te duci pe polarul cealaltă, nu te pot ajuta. Deci spui acum, ce ține o minte? Am pierdut timp, am bătut câmpii acolo. Am mers pe participația particulară. Da, aceea ți-au mâncat timp. Jumătate din timp. Exact. Da. Jumătate din timp. Că de acum am să țin minte definitiv, cum Miruna ține minte când discuția purtată, niciodată n-am să mai iau situații particulare. Corect. Asta așa... Mai tare mult mai, cu situații cât, particulare. Cât mai dificil. Cât mai dificil. Și când ai dus bisectoarea, mâna ta și fuge. În tipul de serul XX. Da. Am dus bisectoarea. Y. Știu tot unghiul, ăsta parte a fost. Da, așa. Da, cea și cu celălalt cu exact. Păi gata, X. Ușor, da. Băi, porțiunea comună. Ăsta e Z-ul. Adică aici nu vă cerea să desenați cu exactitate unghiurile de câte grade vi le-o dat. Nu asta nu era ideea. Și nu, deci nu pot să-l acuz pe domnul profesor că vă da ceva că, să nu fi avut timp sau peste ceea ce a făcut la clasă. Deci mi se pare foarte am ok. Am mai făcut mai dificil. Ok, mi se pare. Și, nu am și a fost cum să spun, se făcea subiectul ăsta în mod lejer. Direct, scrii cât este. Da. Așa cred. Da, acela la primii 4, primii 4, să scriu rezultatul imers. Exact, poftim în dare, ia stelcul. Deci e corect, domnul profesor, n-am ce să... Foarte, foarte exact. Corect. Și vreau să văd, pentru că e primul test pe care îl dau și nu știam exact cum stau lucrurile. Știți? Eu știu bine calitatea lui Cristi și știu bine că drămește bine lucrurile. Da, se vede. Eu n-am ce să răcășesc. Știți că dincolo avea multe idei. Știți că tot da, era impertitul. Și vinea cu chestiuni care sensibilitate, aceea o lovea și știu tot timpul avea. Dar aici a fost foarte bine. Da? Deci, Daria, învățăm un lucru. Dacă suntem critici, reinsist, și ai valabil pentru și pentru Davide. Și e valabil să înțelegeți că automulțumirea vă blochează. Da. Nu mai faci nimic dacă tu spui, nu m-am mâncat dacă n-am avut timp. Scuze, când îți cauți scuze... Nu, Daria, aici nu avem ce să comentăm, pentru că tu ai pierdut foarte mult timp la 5B. Da. La 5B ai pierdut foarte mult timp acolo. Da, putem să facem cum ne-a spus de nevoastră când eram în clasa 4-a. Nu ne dăm seama, de ce la următorul. Sigur, dar se epuizează primele 4 care mergeau din problema, unde avea încredere totală. Da.
din asta, de la al cincilea, am învățat că fără situații particulare. Ai văzut că faci un desen, două deseni, trei deseni, gata, te oprești, ce era șansă ca tot de timp. Și revenirea la cincilea, dacă mai aveai timp, dar a fost timp, dar dacă judecai limpede, din punctul meu de vedere, a fost tot ok. Nu, nu, e corect. Nu, aș îndrăsni măcar să mă duc la... Ar trebui toată clasa la 10. Asta. Nu credeți dumneavoastră că toate clasele zice. Nu contează. Eu cred că o să fie numai un copil, un singur copil care o să zice. O să vedem ce rezultate, da? Așa o simtă. Da, nu, nu, nu. Nu o să fie niciun care să ia zice. Dar după ce am și explicat-o, Dar după ce am și discutat asta, tu nu ai convingerea că era în mâna ta subiectul. Era? Dar nu ai convingerea că puteai să-l faci 10? Da. Și nu te ofici? Nu. O, păcat. Aici, Daria, ce ți-a lipsit? Să vă duci până la capăt? Nu mai avut timp, ea la foaia aici, că o pierdut timp la 5 de. Sigur că da. Asta aici au recunoscut, o zis acasă. Asta vreau să-i spun. Da. Din cauza faptului că a pierdut timpul la acolo. La 5, da. La 6 nu mai avut timp. O recunoscut asta, o zis acasă, da. Dar asta și pentru pierderea, faptul meu subiect, ăsta este pentru că ai destul timp ai reușit. Exact, la acolo. Și poate că ai crezut că acolo te ajută dacă faci unghiurile alea și le măsori și... Nu. Deci învață-ți acum ai, și adevărat. Ai destul de viteză, dar nu ai, cum să spun, starea de critic în interiorul tău. Exact. Trebuie să-ți aduci tot timpul lângă tine criticul care să spună Ai de învățat. Ați putea și mai bine. Se putea și mai bine. Eu aici am greșit. Mă corectez. Dacă tu mergi cu ideea că e bine așa că majoritatea colegilor avem și noi un pic de experiență. Hai să zicem așa, nu se prezintă. Subiectul n-a fost de dificultate care să ne punem în mintea. A fost, uite, încă în continuu să spui că e dificil. Asta este după discuția cu tata, Clemența. Nu. Dar asta trebuie să ne aducă mai sus. Da. Să ne ducă să înțelegem că dacă la fiecare oră și eu oprim aici. La revedere! La revedere! Să nu uitați like, share, să vă abonați la profil, mai să comentați, să dați probleme ca să nu știți ceva. Închide.